Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetele 30 la 35. Să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire. Căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, căci tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru: amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, stând în fața celui mai frumos și mai intim moment împărtășirea noastră cu Iisus, împărtășirea cu trupul și sângele său, sunt convins că fiecare dintre noi avem diferite stări emotive, sentimentale. Una din aceste stări este aceasta: frica. Cum mă voi apropia de Domnul? Cum voi sta la masa Lui? Pentru că este scris în cuvântul Sfintelor Scripturi: fiecare să se cerceteze bine, dar pe sine, și să se judece singur, și așa apoi să se apropie de aceste taine sfinte, de aceste simboluri care îl reprezintă pe Iisus în actul jertfirii sale pentru noi. Apoi, când stăm și medităm la acest eveniment, ne gândim la un aspect în viața noastră. Și anume este aspectul acela în care ne ridicăm și cădem. Ne ridicăm și iarăși alunecăm. Și lucrul acesta ne creează o stare de neconfortabilitate, de vinovăție. O stare în care, privind la Domnul, privind la noi, noi singuri, eu singur, tu singur, în singurătatea ta, în singurătatea mea, mă întreb: oare cum mă privește Domnul? Oare ce trebuie să fac să nu mai fiu ceea ce sunt? Să mă pot ridica, să pot să stau în picioare, să se poată bucura Mântuitorul de mine, să pot cu adevărat să fiu o persoană care să biruie păcatul, să biruie eul, să biruie firea, să biruie pe cel rău. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj care ne prezintă realitatea despre noi, realitatea despre mine personal, realitatea despre tine. Dacă te uiți în cuvântul Domnului, nu este cuvânt revelat de Dumnezeu care să nu fie o oglindă pentru mine și, uitându-mă în această oglindă spirituală, să nu mă pot vedea acolo. Și cred că în această dimineață, în Biserica Emanuel, sau în ziua de astăzi, la internet, seară, orice perioadă din zi și din noapte, vei spune și tu: oare ce se întâmplă cu mine? Aș vrea să fiu cu mai multă bucurie, aș vrea să fiu cu mai mult curaj, aș vrea să fiu mai util, dar amân mereu, întârzi mereu. Știu să fac bine și nu fac binele. Și vine momentul când iară trebuie să stau la masa Domnului nostru Iisus Hristos și nu găsesc confortabilitatea de a mă împărtăși cu El. Pentru că mâncând din trupul Lui și bând din sângele Lui, reprezentate simbolic prin pâine și rodul viței, vreau să am pace, vreau să am putere, nu vreau să am condamnare. Haideți să ne uităm la un subiect în acest serial special, până va veni el, un subiect pe care l-am intitulat Coborâre în realitate. Coborâre în realitate.
Cum am spus, pasajul acesta ne prezintă reali, așa cum suntem. Mă prezintă real, te prezintă real. Dar pasajul în sine ne vorbește și ce trebuie să facem ca să fim oamenii aceia care vrem să fim. Oamenii aceia care să fim de partea Domnului. Oamenii aceia care să rămânem în picioare. Să stăm lângă Mântuitorul Iisus Hristos și să avem o viață sfântă. Și haideți, în primul rând, să ne uităm la patru lucruri pentru care noi greșim. Patru lucruri pentru care noi greșim. De ce greșesc? Și de ce greșești? De ce ai inima strânsă când stai înaintea lui Dumnezeu? Pentru că, încă o dată, în fața ta eu pot să arăt foarte bine. Dar inima mea o știu eu și Domnul. În fața mea poți să arăți foarte bine, dar inima ta o știi tu și Domnul. Întrebarea este aceasta, de ce greșesc? De ce alunec? De ce am emoții în prezența lui Dumnezeu? Și pasajul acesta ne prezintă, cum am spus, patru argumente pentru care greșim. Primul argument este încăpățânarea noastră continuă. Încăpățânarea noastră continuă. Uitați-vă în versetul 33. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată. Chiar dacă toți, eu niciodată. Și așa vorbim și noi. Așa vorbesc și eu, așa vorbesc și tu. Ne uităm în jurul nostru, ca și apostolul Petru, și spunem, chiar dacă toți sunt înclinați să alunece, înclinați să facă un lucru care nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu, eu nu. Și persistăm în această stare. Persistăm în această atitudine. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, Duhul Domnului care ne-a revelat voia lui Dumnezeu prin Scriptură și cuvântul Său și adevărul despre noi, ne-a spus aceste lucruri. Carnea întotdeauna este neputincioasă. Dacă nu suntem veghetori, putem să alunecăm, putem să cădem. Dacă nu ne rugăm în fiecare zi, mărturisind dependența noastră de Dumnezeu, cădem în slăbiciunile care ne iau pacea și ne mănâncă liniștea. Dacă nu facem ce trebuiește după cuvântul lui Dumnezeu și nu împlinim acest cuvânt, cu siguranță că puterea noastră spirituală cade. Dacă mergem la luptă spirituală în puterea noastră, eu, 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 și nu în puterea Domnului, în puterea Duhului Sfânt, în puterea Sângelui Sfânt al Domnului Iisus Hristos, în puterea revelată în Scriptură, numele Domnului Iisus Hristos, atunci avem amărăciunea aceasta că chiar suntem acolo unde n-am vrut să fim, unde n-am vrut să ajungem. Există în noi această stare de ambiție, de încăpățânare. Apostolul Petru a demonstrat-o, apostolii ceilalți au demonstrat-o, pentru că observați cum conclude pasajul acesta în versetul 35. Și toți ucenicii au spus același lucru. De ce ești așa de amărât cum ești și ai vrea să fii plin de bucurie? De ce sunt amărât de multe ori și aș vrea să fiu plin de bucurie? Este tocmai pentru această ambiție, pentru această încăpățânare care îmi ia bucuria mântuirii, bucuria biruinței, bucuria părtășiei cu Dumnezeu. Eu nu. Eu nu. Eu nu. Haideți să ne uităm la noi în dimineața aceasta și să vedem. Eu, da. Eu, da. Sunt prea multe aspecte în care trebuie să mă văd și trebuie să te vezi. Trebuie să mă ridic din ele și trebuie să predau latura aceasta în mâna lui Dumnezeu, în voia Domnului Iisus Hristos, în călăuza Duhului Sfânt care mă va duce în adevăr. Este această stare de încăpățânare. Apoi există o a doua, un al doilea aspect revelat în acest pasaj biblic și anume este mândria. Este mândria. Uitați-vă în versetul 31. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Toți, a spus-o Iisus Hristos. Uitați-vă în versetul 33 din nou. Petru a zis, eu niciodată.
eu niciodată. Deci pe lângă încăpățânare și ambiție, este atitudinea aceasta de mândrie, eu niciodată. Și ceea ce ne face nouă probleme tot timpul, este tocmai euul nostru. Mie îmi face probleme, euul meu. Și cred că ție îți face probleme, euul tău. Aceasta este mândrie. Este locul unde ne rănim cel mai tare. Este locul unde suntem cel mai vulnerabili. N-aș vrea să se știe despre mine că am păcătuit, că am greșit, că am slăbiciuni. N-ai vrea să se știe despre tine lucrul acesta, adevărul acesta. Realitatea este însă, frașesorilor, doamnelor și domnilor, că toți ne luptăm cu mândria. Toți ne luptăm cu euul. Și când venim la masa Domnului nostru Iisus Hristos, sunt suflete care stau la masa Domnului Iisus Hristos și se împărtășesc din mândrie. Pentru că nu cumva să zică cineva, tu de ce nu te-ai împărtășit? Și trebuie să le arăt la toți că eu sunt sfânt. Multe probleme ne face euul acesta. Sigur, putem să venim cu amărăciunea noastră, cu păcatul nostru, cu fără de legea noastră, cu greșelile noastre, cu alunecările noastre, cu căderile noastre, în casa lui Dumnezeu și cred și vă încurajez să credeți lucrul acesta. Dacă ne mărturisim Domnului nostru Iisus Hristos, sângele Lui ne curățește de orice păcat. Însă nu ne putem juca de mărturisirea și de păcătuirea. Lucrurile pe care le-am încredințat în brațul lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu ca să le spere, să le curețe și să nu-și mai aducă aminte de ele, nu trebuie să le mai repetăm. Nu trebuie să le mai repetăm. Dar astăzi când stăm la masa Domnului și trebuie să fim conștienți de această realitate, pentru că ne uităm în viața apostolilor, nu ne uităm în altă parte. Ne uităm în viața apostolilor, cei care erau în cercul cel mai apropiat al Domnului nostru Iisus Hristos. Și uitându-ne în viața lor, trebuie să vedem viața noastră. Trebuie să vedem viața noastră. De câte ori ne spune Domnul prin cuvânt, copiii mei, ascultați. Dar noi ce spunem? Nu vrem. Este încăpățânare. De câte ori ne spune Domnul nostru Iisus Hristos, dacă nu umblați în legile mele, veți aluneca. În mândria mea, în mândria ta, spui, eu nu. Eu nu. Tinerilor și tinerelor. Părinți și copii. Păstori. Și oricine ascultă acest cuvânt. Oricine este în casa lui Dumnezeu, oricine ascultă la internet, oricine ascultă în orice parte cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înclinăm urechea la glasul lui Dumnezeu. Și trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Mândria nu ne lasă să facem lucrul acesta, dar mândria trebuie să o punem la picioarele Domnului Iisus Hristos. David știa foarte bine lucrul acesta. De aceea, dacă citiți cu atenție Psalmul 19, el se roagă și spune, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, de mândrie, îngânfare, boasting, pride. Este valabil pentru oricine. Uită-te în viața ta, pentru că în mândria ta spui, cu mine nu, eu nu, nu se întâmplă. Nu, eu sunt ascultător de mamă, eu sunt ascultător de tată, eu. Suntem ca și un CD defect. Știți, când se zgârie, atunci același lucru se repetă. Eu. Dumnezeu vrea să fim un CD bun, perfect, care să funcționăm bine. Și euul nostru să nu mai fie stăpânul nostru. Să-l punem la poarta crucii Domnului Iisus Hristos. Pentru că acolo pe Golgota, când El a fost răstignit, El a pierunit acolo toate păcatele noastre, toată mândria noastră. Deci, în această dimineață, când trebuie să stăm la masa Domnului, ca înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă provoc gândirea. Încăpățânarea trebuie pusă la o parte, mândria trebuie pusă la o parte. Au avut-o apostolii, să nu spună cineva în secolul 21, noi nu avem. Să nu spună păstorul acesta, el nu o are. Dacă nu sunt atent, dacă nu sunt veghetor, sunt victimă. Dacă nu ești atent și nu ești veghetor, ești victimă. Și dacă auzi cuvântul Domnului și te cheamă acest cuvânt al lui Dumnezeu la pocăință, te cheamă la fapte bune și în încăpățânarea ta, tu zici în sine ta, s-o creadă El, s-o creadă Domnul, s-o creadă cine vorbește. Dimineața aceasta Domnul îți vorbește și te privește direct în față, îți privește direct în inimă, direct în conștiință. Apoi, este a treia problemă pe care o avem, de aceea,
facem aceste greșeli despre care vorbesc, patru sunt la număr aici, este slăbiciunea cărnii. Slăbiciunea cărnii. Uitați-vă în versetul 41. Mântuitorul Iisus Hristos a spus: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Este slăbiciunea cărnii. Ca să înțelegeți, haideți, dați-mi voie să parafrazez pe înțelesul fiecăruia. Așa aș vrea să mai citesc un capitol din Biblie, dar sunt așa de obosit, sunt așa de obosită, n-am niciun chef. Și m-am culcat. Și este drept, nu spun că nu este așa. Este drept. Trupul obosește. Carnea obosește. Problema însă este aceasta. Mergem la lucru și trebuie să mergem. Și ne forțăm să mergem. Apoi mergem să ne relaxăm. Și este bine să te relaxezi. Dar ne forțăm să ne relaxăm. Și mergem să ne întâlnim cu un prieten și cu o prietenă. Și este bine. Și ne forțăm să facem lucrul acesta. Chiar dacă suntem obosiți. Și mergem în toate părțile. Când este însă vorba să mergem, să stăm un pic de vorbă cu Domnul. Așa e că atunci suntem obosiți. Nu mai pot ruga. Nu mai vin la casa Domnului. Nu mai vin și joia. Nu mai vin și la cină. Nu mai pun și zeciuială. Nu mai ajut și un sărac. Nu mai fac și lucrul acesta. Nu mai citesc un capitol seara. Ori dacă îl citesc, îl citesc adorm. Știți dumneavoastră că unii citesc și după trei versete să adormiți. Este neputință în carne, pentru că este afectată de păcat. Și degenerarea aceasta în carne de la părintele nostru Adam și până astăzi este mare, este mare. Dar dacă știm să ne disciplinăm viața, dacă știm să umblăm drept cu Dumnezeu, dacă știți tinerilor să tăiați programul de la televizor, nu se poate urmări până la 3 dimineața. Și apoi să veniți aici în casa Domnului și să aveți o față frumoasă. Ochii vă spun că vă sunt de mari. Ce ați făcut astă noapte? La fel, la oricare dintre noi. Oricare dintre noi. Carnea este neputincioasă, trebuie să avem grijă de ea. Trebuie să avem grijă de trup, trebuie să ne îngrijim trupul, trebuie să fim disciplinați cu activitatea noastră și nu în lucrurile pe care le facem întotdeauna să fim gata să tăiem din cei al Domnului. Este trist că așa se întâmplă cu cei mai mulți. Alergăm în toate locurile. Când este vorba însă de Domnul, acolo tăiem. De acolo tăiem. Din rugăciune, din casa lui Dumnezeu, din repetiție, din orice, noastră știți bine lucrul acesta. Și apoi există cel de-al patrulea aspect care ne face predispuși la cădere. Și cel de-al patrulea aspect, frașesorilor, doamnelor și domnilor, este argumentația noastră chiar cu Dumnezeu. Argumentația noastră chiar cu Dumnezeu. Versetul 35. Deci Iisus îi răspunde lui Petru: Petru, voi toți o să faceți lucrul acesta. Voi toți o să faceți lucrul acesta. Și în versetul 34 îi spune: adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar apostolul Petru seamănă cu Lazar Gog. Și cu tine. Și cu frate Crinșor. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor pentru tine, eu niciodată. Suntem așa de mândri și așa de încăpățânați și cu Dumnezeu argumentăm. Te afli acolo? Te găsești acolo? N-ai curaj acum, nu pentru că ești confruntat prea direct. O, dă-mi voie să-ți spun eu, că am această autoritate să-ți o spun. Acolo ești. Acolo ești. Suntem în stare să argumentăm cu orice cine. Este ca și în familie. Eu întotdeauna am dreptate în familie. Dar nu dă soția dreptate. Pentru că întotdeauna ea are dreptate. Suntem înclinați să argumentăm tot timpul. Și
Partea ciudată și partea interesantă este tocmai aceasta, că argumentăm și cu Dumnezeu. Părinții argumentează cu copiii și copiii argumentează cu părinții. Dacă părintele spune la copil, nu este bine, dragul meu, nu este bine, draga mame, ce faci? Ah, tu nu știi. Ești demodată. Ești demodat. Nu știi ce e la noi la școală. Du-te și te odihnește, că mâine nu o să poți să faci față la examen, la test, la ce ai. Mom? Dad? Și aia că toate le știm. Toate le putem. Frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să ne mai rugăm. Nici un amin. Că nu trebuie. Nu-i așa? Trebuie să postim, frați și surori. Nu trebuie. Postească alții. Trebuie să întindem mâna, să binecuvântăm pe semenul nostru. Fac alții. Trebuie să venim la casa Domnului cu bucurie. Vin cum vreau. Nu? Trebuie să lăudăm pe Domnul, să cântăm cu bucurie. Să nu-mi spună El mie cum să cânt. Trebuie să stăm la masa Domnului cu bucurie, pentru că Iisus a spus, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Mai aștepte. Mai aștepte. Și aceasta este problema noastră. Argumentăm și cu Dumnezeu. Și când avem curajul, ca și Apostolul Petru, și Domnul îi stă de vorbă și spune, Petru, tu de 3 ori te lepezi în noaptea aceasta de mine. Fă-ți de treabă, Doamne. Tu nu știi cu cine vorbești. Mă cheamă Petru. Petru, să spun eu cum te cheamă. Vrei să-ți spun eu cum te cheamă, Petru? Lașu. Da. Petru mă cheamă. Și eu știu cine sunt. Știm cine suntem, dar nu vrem să admitem cine suntem. That's the problem. Știm cine suntem, dar nu vrem să admitem cine suntem. Deci, suntem la masa Domnului și ne întrebăm, de ce cădem? De ce alunecăm? De ce avem palpitații la inimă? Oare cum întind mâna? Oare ce zice Domnul? Oare m-am mărturisit? Oare pot să stau la masă? Oare voi avea viață? Sau mânia lui Dumnezeu vine împotriva mea? Trebuie să cobor în realitate, trebuie să privesc în realitate. Și trebuie să privim bine la noi și la Domnul. Ni s-a făcut o cinste mare, frați și surori, să fim copiii lui Dumnezeu. Ni se face o cinste mare să stăm la masă cu El. Ni se face o cinste și mai mare, într-o zi glorioasă, nu numai să stăm la masă cu El. Tu să stai la masă și eu să stau la masă, iar El să se ridice, să se încingă și să te servească și să mă servească. Dar ce facem la această masă? Ce facem? Încăpățânare. Eu nu. Mândrie. Chiar dacă alții, eu nu. Slăbiciune. Aș citi, dar s-a obosit. Da, dar ai fost la film. Păi acum s-au dus mai mulți. Da, dar ai fost la restaurant. Trebuia să mănânc. Da, dar ai fost acolo. Job, trebuie să mă duc, la slujbă trebuie să mă duc. Da, dar ai avut 2 ore la dispoziție, dar am trebuit să iau un nap, trebuie să dorm puțin. Argumentare cu Dumnezeu chiar. Și apoi să ne uităm în al doilea rând, ce putem să facem ca să ne corectăm? Ce putem să facem ca să ne corectăm? Închidem și telefonul. Hai să vedem. Potrivit cuvântului de aici, frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt 3 lucruri pe care trebuie să le facem. Sunt 3 lucruri pe care trebuie să le facem pentru ca să avem o conștiință curată, o relație corectă cu Dumnezeu, o părtășie bună cu Mântuitorul Iisus Hristos. Primul lucru pe care eu trebuie să-l fac și tu trebuie să-l faci este să privești adevărul în față. Privește adevărul în față.
Uitați-vă în versetul 34. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu... Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu privești adevărul despre tine. Iisus Hristos nu a vorbit în circumstanța aceea la general. Dacă Petru a intrat în argument cu Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul i-a vorbit direct. Privește adevărul în față. Uită-te la tine, uită-te la vorbirea ta, uită-te la gândirea ta, uită-te la dărnicia ta, uită-te la inima ta, uită-te la privirile tale, uită-te la imaginația ta, uită-te la relația ta. Adevărat, adevărat îți spun că tu trebuie să privesc adevărul în față. Ați citit probabil sau ați auzit această ilustrare când acest soț care știa toate lucrurile, nimeni nu putea argumenta cu el, nici copiii, nici soția, nici prietenii. Am citit într-o carte lucrul acesta și într-o zi, familia aceasta a primit ceva oaspeți. Și sigur că în snobismul lui și în mândria lui a zis, unde îi ducem pe oaspeți, la cel mai celebru muzeu din oraș? Erau la Paris. I-a dus la muzeu, la Louvre. Problema lui, pe lângă că era mândru, pe lângă că era îngânfat, pe lângă că era încăpățânat, era și miop. Nu vedea bine. Și când s-a dus la muzeu, și-a uitat ochelarii acasă. Cu oaspeți a ajuns la muzeu și s-a oprit în fața primului tablou. Și a zis, tabloul acesta nu-i dintre cele mai reușite din Louvre. Uite, culorile nu-s reușite. Pe urmă, fața, zice, uite, fața este o față mizerabilă, zice. Artistul n-a putut să... Soția tot l-a cotit. Lasă-mă, dragă, zice, că trebuie să le explic, că ei n-au văzut artă din asta, zice, nu este, la Paris este. Pe urmă, zice, uite ce disproporție între ramă și tablou. Și soția n-a mai îndurat și a zis, dragă, tu nu vezi că te uiți în oglindă? Trebuie să privesc adevărul în față. Adevărat îți spun că tu, nu alții, eu. Petru, uite-te la tine. Lasă-i pe aceștia, chiar dacă toți să leapădă de tine. Petru, tu-i fi primul, Petru. Privește adevărul în față. Uită-te la viața ta. Nu numai adevărul trebuie privit în față. Privește-ți obiceiurile pe care le ai în față. Ca să înțelegem acest aspect, uitați-vă la versetele 74-75 din același capitol. Atunci Petru a început să blasteme și să jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Ce vrea să spună pasajul? Petru n-a avut curajul să se uite la obiceiurile lui. De 3 ori a făcut același lucru. Și într-o perioadă de o oră, de 3 ori același lucru. Fii curajos, dragul meu! Fii curajos și privește-ți obiceiurile în față! Nu cu atitudinea aceasta, eu niciodată! Cum ai ajuns acasă, te-ai aruncat în fotoliu, picior peste picior și cu ziarul în față, sau televizorul în față, sau computerul în față. Uită-te la obicei! Cum ai intrat în mașină,
deși este lege acum, text messaging. Uită-te la obicei. Uită-te la obiceiurile tale. Ori de câte ori ești chemat la casa Domnului, ai scuză, uită-te la obiceiul tău. Ori de câte ori este repetiție, ți se dă ceva, uită-te la obiceiul tău. Ori de câte ori trebuie să te implici în casa lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, ai musafiri, uită-te la obiceiul tău, numai atunci ai. Nu ți-i creezi. Ori de câte ori trebuie să te făcut ceva, uită-te. De trei ori, în decurs de o oră, același lucru îl faci. Privește repetițiile din viața ta, repetițiile obiceiului, repetițiile în gusturi, repetițiile în preferințe, repetițiile în relații, repetițiile în vorbire. Și apoi, pe lângă a privi adevărul în față, pe lângă a privi obiceiul în față, dacă vreau să scap, dacă vrei să scampi, dacă vrem să fim ok cu Dumnezeu și să avem liniște la masa Domnului, ne trebuiește pocăință reală. Pocăință reală. Versetul 75, din nou partea finală, cuvântul Domnului spune: Petru, uitați ce scrie acolo, a ieșit afară și ce a făcut? A plâns cu amar. Deci, știți că este o expresie între români, probabil că este expresia peste tot, zice, plânge cu lacrimi de crocodil. Că sunt care plâng la comandă. Stă de vorbă cu tine și este așa de impresionat, imediat are o lacrimă. Bill Clinton. Când plângi cu amar, aceea este pocăință. Este zdrobirea eului. Este admiterea încăpățânării, este admiterea mândriei, este admiterea faptului că și cu Dumnezeu ai argumentat, ca tu să-i arăți că ai dreptate, că nu ești așa cum îți spune Dumnezeu că ești. Petru s-a zdrobit. De aceea David spunea în Psalmul 51, tu nu disprețuiești o inimă și un duh zdrobit. Asta e pocăință. Dumnezeu se bucură de o astfel de pocăință. Coborâre în realitate. Coboară-te și tu în realitatea ta personală. În realitatea casei tale. Uită-te, nu ai probleme cu încăpățânarea? Uită-te, nu ai probleme cu mândria? Uită-te, nu invoci mereu slăbiciunea cărnii? Și uită-te, dacă nu argumentezi cu Dumnezeu. Și când vezi lucrurile acestea în viața ta, sau când le văd în viața mea, pentru că observați, sunt inclusivist, nu vorbesc exclusivist, nu spun voi. Când vedem lucrurile acestea, frașesurilor, doamnelor și domnilor, atunci cuvântul Domnului ne cheamă la îndreptare. Îndreptarea este aceasta, privește adevărul în față. Adevărat îți spun ție că tu... Privește-ți obiceiurile în față. Nu va cânta cocoșul de două ori până când tu de trei ori. Repeți mereu același lucru, aceeași greșeală, aceeași trăire. Și când vezi lucrurile acestea, este o singură cale. Apoi, după ce am privit cu realism în față toate lucrurile, să cad în genunchi în fața Domnului Iisus Hristos și să spun, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și de aceea Domnul Iisus Hristos a spus, omul care a spus aceste lucruri merge acasă îndreptățit. Vrei să mergi acasă cu inima în pace? Vrei să mergi acasă cu sufletul liniștit? Cu Duhul înviorat? Este momentul să spui în sinea ta, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Ai milă de mine. Și El va avea milă de tine, va avea milă de mine. Amin.